Bună ziua! Bine v-am găsit! Sărătunat! Cum să rămâna, doamnă? Bine să credem că avem așa onoare mare. Mulțumesc foarte mult! Ok, poftiți! Hai tu prima! Mersi! Ladies first! Aștept să mă conduceți! Nu știu... Încercăm să arătăm ce înseamnă Fundul Moldovei cu istoria de la primarii sau antiștii din 1858, da, până în 1900 erau antiști, după aceea erau primarii. Aici e o altă familie de pictori și de intelectuali și fondatori ai muzeului, de ai locului. Totul este legat numai de istoria Comunii Fundul Moldovei. Adică să spune că este o pleadă elitistă, să înțeleg, a locului. A locului, da. Inclusiv avem și Löwenthal, baronul de Löwenthal, o caricatură care este pentru Bucovina reprezentativ în ceea ce privește portretul țăranului din Bucovina. Da. Avem Petru Poenar cu studii la Viana. La Viana, la de Viana, da, am înțeles. Contele Belegarde, guvernatorul Bucovinei în 1911, cu delegație de bucovineni la Viena pentru menținerea județului Câmpulung. Era un fel de grup parlamentar, așa să înțeleg. Grup parlamentar, am înțeles. Da. Fără stipendium de... Am înțeles. Și deci holul este pentru istoria comunii. Iar aici este un portret mai gigantic al lui Ștefan cel Mare, da? Buza. Pentru că la noi unirea în Bucovina a fost ceva mai deosebit. Da. Bine s-a observat și ceva mai repede, cu câteva zile, față de unirea mare a României. Da. Deci sunt piese de cult. Și intrăm puțin în aventura lemnului, pentru că suntem țara lemnului și vrem să mergem pe, dacă vreți, prelucrarea lemnului, de la lemnul brut și mergând pe fiecare ocupație în parte, să arătăm atât producția din lemn, dar și modul de finețe, exact, de decorare. Dar mai există îndelendicirea aceasta și astăzi? Da. Asta este încă ceva bun. Încă s-a păstrat tradiția. Încă s-a păstrat, se păstrează. Așa și... Așa este un căuș de apă? Și linguroaie de apă. Linguroaie, da. S-ar putea să face cu inelul de o singură bucată de lemn. Extraordinar. Avea și timp, avea și ce frumos. Scule, da. A scobit acolo și a făcut un cerc și l-a lăsat. Așa și cu tot cu... Deci cercul de acolo nu se scoate, clar, de nu mai tăiat. Da, dintr-o singură bucată, da. Foarte frumos. Sau uitați-vă la pentru Paști, cât sunt de frumos decorate pietrele. Cum spune, păscărițe? Păscărițe. Să pun cozonaci cu vrigi, ouă acolo sau ce? Nu. Popa strânge ouăle la Paști. Am înțeles. Sau femeile merg la Paști cu Pasca la Sfințit și atunci pun diferite produse, se duce la Sfințit și era întrecerea între femei, concurența. Care, de care e mai frumoasă. Am înțeles, da. Aceasta este o copăriță miniatură unde se... Sunt piese de uz. Adică era... Aia unde se face aluatul și... Da. Nu, asta era cupa pentru mulți. Mulți nu la cealaltă, zic. Și asta era... Bine... Făina se frământa în... Ca măsură, dacă vreți. Era ca măsură, am înțeles. Una de chil de făină. Deci cu tătă de măsură, să înțeleg. Da. Încă ce din merlia tot pentru măsurat cereale. Pilugul acela, la ce servește? Asta era... Un fel de chisăniță mai mare, așa? Pentru bătut brânza în bărbânță, ca să scoată aerul și deci să păstra bărbânța. Brânza era compact, se scotea aerul, etan și așa. Din coace era, și avem deci tot ca măsură pentru cereale, dincolo era sărărița, se păstra sarea, drobul de sare pentru animale. Da. Legatul fedeleș, uitați-vă, o piesă interesantă, fedeleșul, are forma asta curbă, pentru că era rotundă, era pusă de parte deci, de alta și aici. Deci acesta este fedeleșul. Asta este fedeleș, legat fedeleș. Da. Și ultima mulțoare, ciobanii făceau... Și ce rol avea fedeleșul acesta? Deci asta era și pentru transportul apei și transportul laptelui. Am înțeles, un fel de burduf, ca să zicem așa, un fel de burduf, dar ciobanii, sau, mă rog, baciuși, făceau la ultima mulsoare laptele pentru dânsul, pentru gospodărie. Și era atât de bine păstrat, încât era până anul următor, în iunie, iulie, îl desfăcea și tăia laptele acru cu capul în tot, ca o serie. Pentru făină erau aceste recipiente de piene, și oamenii își făceau smântâna cu... Ce e acesta? Fedeleș, mai modern, pentru ales untul. Pentru ales untul. Sistemul ăsta de toalete.
Și învârtea și de mestecau, smântână și făceau, exact, și își făceau muntul. Asta e o sesătoare, clar, nu? Războiul de țesut. Am fost la Tatia Augustina și ne-am cântat. V-am cântat și v-a vrut. Nu, 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 nu am putut să ne spună prea multe, cu toate că vrea să ne spună totul, dar... Pentru că... Interesant că acum, după ce se strâng cartofii în zonă, femeile în vârstă încep să ceasă din nou. Am înțeles. Încă se mai păsează și țesutul în zonă. Deci toată peiada sau tot instrumentarul, dacă vreți, a femeilor. De tors, fuior, furcă și așa mai departe. De tors până la țesut. Și pentru țesut erau motivele geometrice. Super, pentru Bucovina. Acesta seamănă cu xilofon. Nu, este xilofon. Da? Și aici colțul de muzică, să spunem, cu vestitul rapsodic, e cazacul, cu fluierașul de aur. Uitați, veste din țeavă, dar este atât de mult folosit. De ce spunea de aur? Pentru că a cântat, de unde vreți dumneavoastră, inclusiv la Londra în 1937, era un festival de muzică populară internațional și a fost invitată și formația din fundul Moldovei. Și interesant că acest Sidor Andronicescu spunea în memoria lui că a dansat cu o lordesă. Sună frumos, da. Și aici, ceea ce este reprezentativ pentru zona Bucovinei, mineritul. Da, aici au niște piese de mine. Sunt neferoase aici, da? Da, neferoase. Era concentrația de cupru foarte mare. Foarte mare, da. Și uitați-vă o hartă a lui Manz și familia Manz, care era concesionarul. Să spunem exploatatorii respectivi. Concesionarii pentru Bucovina, întreaga Bucovina, pentru metalele neferoase. Da. Și o hartă în 1898. Și tot ce s-a făcut minerit în zonă a mers pe vechea structură a galeriilor Manz. Am găsit foarte multe piese. Cum se numește persoana? Manz, Anton Manz. Era un fel de neamț, așa? Austriac. Austriac, da. Și la noi este stia Manz, adică stia... Adică se duce în fundul pământului, nu? Manz. Manz era... Era un fel de blestem ăsta. Exact. Și aici era toată piesa. Cască, nu? Cască, tuburile de aer, troliu pentru... minereul de cupru. Ce greu să lucra, uitați uneltele, deci foarte greu să lucra, Dumnezeu. Și uite, tubul de aeraj. Am înțeles. Da, câteva sute de metri adâncime. Era un fel de aer condiționat, ca să spun așa. Ventilația, ventilația. 200-300 de metri adâncime. Aici sunt lămpașe, lămpașe de mină. Și aici ce puneau? Uloi. Fitil, fitil. De petrol, așa cu... Nu, nu, era ulei, era ulei. Ulei îmbibat în fitil și de dăfă. Și la candeluțele bisericii. Am înțeles, am înțeles. Deci este un, văd un craniu aici. Numai sclipirea. Și din coace, dacă știu că timpul a explicat. Da, da. Numai o chestie, haideți să vă arăt așa pentru muzeta privirii. Da. Era portul popular vechi. Da. În această cameră cu soba tradițională. Aici era dressing-ul. Deci pentru biserică, femeia îi analiza fiecare cută, exact, să fie perfect, Și când ieșea din casă, nu mai era țăranul simplu și fără... Era cel era care trebuia băgat în seamă. Regele din Bucovina. Extraordinar, spune, este mentalitatea deosebită, pentru că peste săptămână el merge îmbrăcat neamțește. În ziua de sărbătoare, când se îmbracă cu hainele care costă numai bondiță vreo 30 de milioane astăzi, blana de dihor, cu... Da, cu blana de dihor, este cu totul altceva. Văd aici că s-au păstrat din tradițiile strămoșești, extraordinar, aproape neatinse unul dintre lucruri. Vedeți că și copiii și oamenii mai mari spun bună ziua, nu uitați să spună bună ziua, totuși în Bucovina. Să facem și o șezătoare de seară, da, exact. Da. Și o să vină, am văzut că totuși costumul tradițional se mai păstrează încă portul. Exact, și uitați-vă, Tricolorul, 1918, am spus că mai trebuie unirii. Extraordinar. Sau, uitați-vă, aici este nemaipomenit sistemul ăsta de cusut pe punct. Fiecare bucățică e un detaliu, adică femeile coseau cam 3-4 luni de zile, 5 luni de zile era o cămașă din asta. La o cămașă, asta e cămășoiul. Cămășoiul era bucățică pătrat. Ăla este cămășoiul. E pătrat la gură și față de cămașă care e cu rățică. Ce se întâmpla în zonă? La fiecare paște femeia trebuie, sau și fata trebuie să aibă o altă cămașă. Ceva nou.
Și așa era și la noi în copilărie. Dacă veneau fetele în vizită, știu, la colegă, imediat făcea altceva, nici într-un caz nu cozea, știi? Era modelul fiecare și avea modelul. Am vrea să vă mulțumim din suflet pentru tot ce ne-ați povestit despre istoria acestui muzeu. Foarte interesant. Vă mulțumim din suflet. Alina a fost și ea a fost cu propunerea de a veni să vizităm acest muzeu. Mulțumim din suflet și mi-a părut bine că v-am cunoscut. Nu, mai bine. Și când o să avem timp mai mult să venim în vacanță, special am să vin să-mi explicați totul de amănuntul. Bine, veniți în vacanță. Știi, foarte bune, zicem noi, că sunt foarte bune. Ca să nu vă refuzăm, dar... Vă rog, uitați, aveți aici ajutoare, vă rog. Nu se poate să ne refuzați, dar nici vorbă să ne refuzați. Vă rugăm frumos. Vă rog, vă mulțumim din suflet și... Și noi vă mulțumim pentru onoare și vă dorim tot mai sus, tot mai sus. Mulțumesc, toată familia.